Bună ziua! Astăzi noi vom vorbi despre gestionarea banilor. Gestionarea banilor, de asta clarificăm ce înseamnă asta. Deci asta înseamnă, de fapt, mișcarea eficientă a banilor într-un anumit proces, la un anumit ciclu, cu scopul de a-i mări, adică de a-i mulți, și într-același timp, nici într-un caz, de a nu-i micșora. Deci ce înseamnă gestionarea? Noi oricum doar cheltuim bani. Și ea cheltuie mai mult și ea cheltuie mai puțin. E important, în același timp, să putem să-i facem înapoi, da? Și gestionarea eficient presupune că noi putem agonisi mai mulți bani decât putem să cheltuim. Și într-așa caz, noi suntem și eficienți și, evident, și afacerea noastră este eficientă. Deci, da, în general, banii apar tot în urmă unei afaceri. Noi asta am vorbit mai devreme la lecțiile precedente. Deci, ce înseamnă o afacere? O afacere înseamnă un sistem de procese bine controlat, coordonat, evident, cu scop de a aduce mai mulți bani, de a mulți resurse, depinde deja. Ca sens, bani. Deci scopul fiecărei afaceri este profitul. Spre deosebire de așteptările unor oameni care se gândesc că scopul afacerii este misiunea. Deci că ea să comandonez. Noi vrem să hrănim toată lumea. Foarte bine, dar asta e ok, pentru că este ceva pozitiv și dă o valoare pozitivă lumii, dar în spate la toate chestia asta stă profitul. Deci, afacerea, oricare business, are ca scop profit. Dacă businessul nu are ca scop profit, sau încă mai rău, dacă nu are profit, el va muri, el nu rezistă și, în general, el nu are rost, nu are sens. Când vorbim noi de gestionarea banilor, este important să înțelegem că pentru gestionare efectivă, ar fi bine să redirecționăm anumite fonduri, resurse, energie, timp și așa mai departe, spre active. Și mai puțin spre pasive. Deci activele sunt totalitate de lucruri, acțiuni sau mix de acțiuni anumite, adică anumite sisteme, care generează profit, adică mulțesc. Ca sens ar fi un exemplu probabil bun, este când sădim o sămânță. Cum înțelegem pământul roditor și sămânța e bună? De ce ea va crește? Ne punem puțin și ne așteptăm la ceva mai mult. Evident, noi avem grijă, UDM, îi trebuie soare, îi trebuie una alta, dar în general noi ne așteptăm la o mulție, la o creștere. Și pasivii sunt din contra, tot ce duce la distrugere. De genul, cum am putea să înțelegem un telefon mobil este activ sau pasiv, adică scump, de exemplu. În cazul în care el aduce bani, adică datorită lui, el adaugă ceva la imagine, în cazul în care persoana lucrează cu clienții sau nu știu, chestii de genul ăsta, adică el aduce venit mai mare, în cazul dat, el este activ. În cazul el în care se ia doar din capriciu, adică nu rezolvă nimeni, nu rezolvă aceleași întrebări care le-ar rezolva altul număr ieftin, în cazul dat, acesta poate fi considerat pasiv. Și e ok să avem și pasiv. Pentru că, din nou, cum vedeai, pentru cine trebuie bani dacă nu-i cheltuim. Doar că este important să înțelegem că noi trebuie să avem mai mulți bani decât cheltuim. Și într-așa caz, nu numerim în situația în care nu înțelegem ce să facem și suntem dependenți de multe alte lucruri și de oameni înconjurători și suntem neputincioși. La fel este o afacere. Deci, dacă am luat un exemplu, da? Afacerea răspunde un proces, un sistem de proces în care, de exemplu aici, de la furnizor se cumpără ceva, ca să ia materia primă, aici ea se procesează și aici ea se vinde. Și în final, deci, aici se investește o sumă numită N, aici se cheltuie o sumă numită N, sau N1, și aici trebuie să primim N, dar înmulțit ceva mai mult. NX, X, X, de exemplu. Deci nu prea contează, dar asta e sensul. Adică să ieșim la alți bani. Și în cazul ăsta, adică este primul pas, să facem bani. Un pas e să facem bani. Pasul 2, cum se dă prima, că ei au apărut banii ăștia. Ce facem? Ar trebui o parte din ei reinvestiți. Probabil, da, ca afacerea asta să crească. Ca exemplu, imaginați un bulgăre de zăpadă, da? Care merge în goală, pe moment și se mărește. Dar așa afacere, adică scopul, ar fi trebuit. Și, evident, o mică parte
deja poate fi interpretat cu pasive, adică pe capricii, pe plăceri, chestii de genul. Și pe parcurs, cu cât crește mai mare genul ăsta de zăpadă, cu atât mai mult, nu putem să creștem poate și pasive. Acum, pentru a aranja activele acestea, ca să ne iasă un anumit profit, ce ar trebui să înțelegem? Trebuie să înțelegem că sunt anumite riscuri. Deci nu există o afacere care presupune, adică cât de bine n-ai prognozat-o, n-ai analizat-o, oricum sunt anumite riscuri care poate să apară. Deci noi nu putem prevedea tot. Pentru că nu depinde doar de un singur lucru. Dar noi putem crește probabilitatea. De exemplu, cel mai simplu exemplu este trecerea de pietoni. Da? Dacă trecem strada la culoare verde, avem mai mare probabilitate să trecem spre tot ok. Dacă trecem la roșu, ridicăm invers probabilitate, adică riscul crește. La fel și în afaceri. Ca un exemplu, ca să înțelegeți, putem să luăm companii cele mai mari din lume. De genul, cândva în 2008 s-a bancrotizat compania Lehman Brothers. Asta e una din cele mai mari, bănci comerciale din lume. De genul, de altă jupe mordă, în 10 cele mai mari bănci. Market maker, noi am vorbit ce înseamnă market maker, nu pe lucrurile. Și da, s-a bancrotizat. Deci oricare companie, odată și odată, poate să se închide. Sunt alte companii, de genul, iată, concernul VAG, adică automobilul Volkswagen. El e cunoscut de toată lumea și fiecare companie are strategic scopul de a ocupa mai mare piață, adică de a deveni monopol, să ocupe tot mai mult, să iei de altă piață, adică de alt segment să ocupe. Ei țineau piața din punct de vedere la automobilele mici, de genul Volkswagen Golf, nu știu, acolo care Passat, și a apărut la ei direcția, da, segmentul premium. Asta a fost Volkswagen Phaeton. El și acum este. Dar când a apărut premium, după calitate, deci ei au investit foarte mult însăși în automobil, adică în toate părțile, în componentele sale. El a făcut manual, are ceva asemănări cu Bentley, adică foarte mult lucrări s-au efectuat manual. Dar la preț este în segmentul Mercedes S-Class sau BMW 7. Îți primești că la preț e tot așa, la calitate și în general arată și mult mai bun. Dar în fine, el a ajuns un proiect, un dezastru de altfel, un proiect nu că profitabil, chiar foarte mari pierderi. Fiecare automobil aproximativ, asta e informație deschisă, puteți să verificați, deci fiecare automobil aproximativ aducea o minus de în jur la 27.000 de euro. Un automobil care era vândut. Ce se întâmplă în cazul dat? Deci da, au fixat pierderile, au obținut cea experiența adăugătoare. Probabil acolo au mai fost anumite schimbări în sistemul ăsta de execuție și de dezvoltare a concepțiilor noi și a strategiilor care se vor implementa. Și poate și tactic ceva s-a schimbat. Dar în fine, afacerea merge mai departe. Și asta e ok. Deci, asta vă arăt un exemplu în care companie bine, companie destul de mare, mulți ani pe piață, adică destul de organizat, da? Toate procesele astea interne sunt foarte bine organizate, nu de o zi, nu de două, deci sunt oameni foarte deștepți și experimentați și oricum, da, se întâmplă anumite coliziuni, da, să zicem, cam anumite accidente de genul în trafic, da, se întâmplă câteodată. La fel, asta se întâmplă și în afaceri. Important este să înțelegem unele lucruri. Deci, din asta am putea să scoatem o lecție. Și compania, oricare companie, ar putea să scoată o lecție. Deci, lecția care? Trebuie să fie clar. Cât mai precis este structurat procesul, cu atât el are probabilitatea mai mare de câștig. Adică de a obține profit sau punctul B. Și cât mai slabă este disciplina și însă structura, cu atât mai mare riscul să nu ajungi în unii acolo. Asta e unul. Doi, ce este important. Este important și un calcul al profitului față de risc. În primul rând, este în orice afacere, adică reieșim aproximativ din active pasive, ar fi tot două momente importante. Deci, ca afacere să fie profitabil, noi avem nevoie că cheltuielile să fie mai mici ca venituri. În așa caz, ea are
posibilitatea să fie profitabil. Dacă e invers, evident că nu. Acum, ca să înțelegem ce cheltuieli sunt și ce venituri trebuie, adică o afacere trebuie aranjată într-un așa mod că cheltuielile să fie maximal reduse, dar veniturile potențiale să fie maximal mărite. Și din asta reușim, noi putem să formăm așa o concluzie. Deci, pe în general, riscurile să vină riscul de pierdere, riscurile trebuie să fie mult mai mici ca profit. Pentru că dacă riscul și profitul sunt egale, în cazul dat, nu prea are sens însă și afacerea, da? Deci dacă e un risc să pierd ce am pentru a obține cam tot aceeași, nu e ok. Deci noi trebuie să, când să vin ceva, noi așteptăm să fie asta mai mult. Evident că asta nu poate să fie mult mai mult. Detaliile este noi, de fapt, vom discuta acuși. Dar asta e important să înțelegi. Deci cheltuieli, în general, asta conceptual important, trebuie să fie mai mici ca venit. Riscurile trebuie să fie mai mici ca profit. Mai devreme, la lecții, la una de lecțiile precedente, noi am vorbit despre telefoanele Apple și acțiunile Apple. Probabil acum e momentul să atingem chestia asta mai detaliat. În ce este mai ok de investit? Mai ok să avem idee cu mai mici eforturi, mai mici riscuri, mai mici resurse, adică mai mici cheltuieli și eventual mai mari venituri, care în final trebuie să iasă în profit. Deci dacă am analizat chestia asta de la bun început, dacă îți presupun că asta e compania Apple, pentru că aici ea cumpără materia primă, aici are producerea, să zicem, de Apple, de telefoane, da? Adică sunt anumite sisteme, adică sunt anumite procese, prin intermediul căruia trece toată materia primă și în final aici e telefonul și aici deja sunt parte marketing, rețele de distribuție și mai departe. Adică aici e vânzarea, aici e cumpărarea. Adică aici este investiția inițială în materie, aici merge, asta e cheltuială, asta tot e cheltuială și aici deja cheltuială de marketing, dar tot de aici apar bani. Tot aici este profit pentru companie. Și în final, dacă am luat o bucată din porțiunea asta, ar fi de genul cum am cumpărat noi telefoanele, le-am aranjat în magazin, nu știu, am organizat tot asta, deci rețeaua asta de distribuție sau chiar și un magazin necesită o anumită organizare, o anumită infrastructură, evident, anumiți angajați, locații, nu știu, calculatoare și tot felul de chestii de genul. Și în final, foarte important, este realizarea acestui produs, adică vânzarea lor. Vânzarea lor ține deja de cheltuieli de marketing, în primul rând de planificare și organizarea marketingului, apoi de vânzarea propriu-zisă și așa mai departe. Deci asta tot necesită anumite resurse și, în primul rând, bani, timp, cunoștință și, bine, este că momentul de pragul de intrare și plus în interior, apropo, foarte mult control, pentru că chiar dacă nu înțelegem, adică chiar dacă nu participăm fizic în vânzare, dar noi asta investim în toată chestia asta, noi e important să o înțelegem. Pentru că amintesc încă o dată, ce înseamnă a investi? A investi înseamnă a plasa bani într-un sistem anumit de procese, dar foarte clar. Dacă o persoană nu s-a adresat la urmă și spune, hai să investim în ceva, că investește în dă-mi banii mii și să ai bani mai mulți pistoiul. Și persoana a doua îi dă banii ăștia, asta nu înseamnă că este o investiție. Ar fi o investiție cazul în care persoana a doua ar întreba, dar bun, de unde să apară bani? Și asta e lămurește. Bine, să apară datorită procesului ăsta, să zice, gata, am un magazin, am deja contract încheiat, da, cu Apple sau nu știu cine. Am organizat ce. Pot să văd tot asta după acte, pe acte, da, desigur, arată actele, sunt uit acolo, tot controlează detaliat, deci totul e sub control și sub anumit coordonare și este clar după anumite rapoarte financiare, iarăși ieșim la controlul banilor, la cheltuieli și venituri, deci raporturi financiare și deja e clar, are loc să apară banii ăștia în final sau nu? Pentru că dacă am aruncat banii pur și simplu pe fereastră și nu am așteptat că asta e investiție, că cineva ne-ar arunca mai mulți bani înapoi. Evident că asta ar fi o glumă mai degrabă decât ceva real sau ceva serios.
Și acum la, dacă am investit în acțiuni de companie Apple, da? Deci compania asta are anumite acte, actele este despărțite în acțiuni. Da? Și noi am putea să cumpărăm acțiunile astea, la fel cu sensul ca să le vindem mai scump. Nu și aici telefonul scump în tot ca să se vândă mai scump. Doar că noi aici cumpărăm produsul final ca să-l vândem mai scump. În cazul dat, noi cumpărăm o părticică din toată afacerea asta. În cazul dat, de ce este nevoie? Tot ar fi nevoie, probabil, de o anumită infrastructură, de o anumită organizare. Da, dar ea este posibilă de luat într-o permisă în chirie. Așa să spun în detaliat ce am întâlnit. Dar, important e că față de telefoane și cu toată infrastructura, aici avem nevoie doar de cunoștință. Bine, evident, anumite resurse financiare, dar doar de cunoștință. Când aici avem nevoie de cunoștințe mult mai ample, mult mai complexe, în negociere cu furnizorii, în organizarea însă și a lucrului, în vânzări, în toate, pentru că toate acestea necesită control. Dacă nu este control, atunci nu e generare ca afacere în lume. Bună parte din lume cunoaște că, bine, să zicem, la 80% pe an din SRL-uri care se deschid noi, în majoritatea țărilor, se închid în primul an. Și nu se închid datorită la chestia că nu au bani sau... Bun, în final, da, nu au bani. Dar nu de la început, nu datorită la asta ei se închid în final, dar datorită la două fapte. Că nu au un plan normal, un plan de dezvoltare, deci un business plan, și care include în el și planul financiar și planul de acțiune, cu care include, desigur, anumite reguli de conduită. Și în cazul ăsta, atunci probabilitatea e mare ca afacerea să iasă la următorul nivel. La fel este o variantă destul de bună, de exemplu, pentru un business, pentru ca să nu testeze propria piele toate greutățile care sunt. Și sunt deja în ziua de azi și multe oferte din genul franciză, da? Când iei brand cuiva, iei deja strategia și tot planul de afacere cuiva a unui brand deja care e organizat și într-așa caz te scutești de anumite minusuri care nu puteai să nu le poți prevedea datorită la asta că nu ești experimentat în domeniu. Dar asta costă adăugător anumiți bani. Care e cel mai bun business? Cel mai bun business este businessul care are cele mai mici cheltuieli și cele mai mari profituri. Deci acesta ar fi cel mai mici cheltuieli, cel mai mari profituri. Cheltuieli, începând cheltuielile de bani, da, pentru toată organizarea, de timp, care este investit în el, da, că cât timp de aia asta, energie și, să zicem, cunoștință, informație pentru toate astea. Și care ar fi cel mai mare profit? De fapt, antonim, adică să cheltuim mai puțin aici, pentru ca să ne iasă, ca să avem mai mulți, în final, mai mare profit aici. Mai puțin timp aici, pentru ca să avem mai mult timp aici, mai mult timp liber. Mai puțin energie în cheltuieli, pentru a avea energie pentru dezvoltare, pentru viziuni mai departe, pentru creștere. Și mai puțin cunoștințe, necesitatea mai puțin cunoștințe, pentru a putea investi în final, pentru cum una că e cunoștințe, dar într-același timp, care ne-ar da un timp ce noi îl facem business-ul ăsta, încă anumite cunoștințe, pentru că da, știm toți că drumul apare sub picioarele drumețului, deci la fel și cunoștințele, ele apar în urma practicii, deci în momentul în care noi facem ceva, acționăm, datorită acestui fapt, noi căpătăm mult mai mult și adăugătoare cunoștințe. Deci asta. Deci în aceeași ordine de idei, probabil că înțelegeți și vă amintiți de prima lecție, da? când am alege nișa direcției business-ului. Și la fel și un trader. Deci dacă am luat la prima vedere, traderul care nu are cunoștințe, bine, el nu are mare cheltuieli de bani, pentru că nu este un prag de intrare, mai doi, eu în timp poate să nu piardă mult.
trei energii depinde. În principiu nu are ce pierde energie pentru că nu lucrează în mijlocie cu oamenii, adică că se întâlnească cu factorul uman, cu anumite lucruri care nu sunt legate. Dacă un soft e mult mai simplu să lucrezi pentru că el execută comenzii și atât tot. Și trei cunoștințe, că cunoștințe are nevoie. Pentru că dacă am luat un trader fără cunoștințe, asta e persoana care ar ieși probabil la 50-50. Adică va crește mâine în preț, nu știu, vor crește mâine în preț merge. Cam așa ar fi întrebarea pentru o persoană care e nepregătită. Va crește mâine în preț euro, acțiunea Apple, oricare altă acțiune, adică de JP Morgan, de la Microsoft sau vreun indice bursier. În cazul în care noi avem cunoștințe, deja cât de cât e mai clar. Cum să prognozăm, noi asta tot am vorbit. Și sunt anumite reguli de conduită pentru un trader, pentru a gestiona banii eficient. Adică pentru a fixa și a minimiza, în primul rând, riscurile și, evident, pentru a mări profitul. Despre ele continuăm mai departe. Deci, un trader, ca oricare alt afacerist, are nevoie de valută. În primul rând, el are nevoie să cumpere cât mai ieftin și se vândă cât mai scump posibil. Datorită acestui fapt, sunt momentele de ieșire din viață, ceea ce intră într-o trading plan. Deci, se cumpără cât mai aproape de linia de suport, asta e cel mai ieftin, și se vinde, evident, cât mai aproape de linia de rezistență, dar sunt și anumite reguli. Pentru că e important, nu cine mai lacom, dar cel ce e corect. Cum spunea George Soros, nu contează ești corect, ești drept sau ești greșit. Contează câți bani pierzi atunci când ești greșit și câți câștigi atunci când ești corect. De asta și e important. Deci, să cumpărăm cât mai ieftin și să vindem scump, dar poate nu cel mai scump. Dar oricum scump ca să vindem un profit. Cum are loc chestia asta? Deci, în cazul în care traderul cumpără, aici, la un nivel de suport, deci asta, când am zis la televizor de genul că, iată, prețul a ajuns la o minimă de un an, doi, de cinci, de o anumită perioadă de timp. Asta e o linie anumită de suport, un nivel, de fapt, de suport. Adică mai jos prețul n-a fost. Dacă ajunge mai jos, probabilitatea e să meargă mai departe în jos. Dar dacă el stă pe suport, are probabilitate mai mare să crească. Asta nu e recomandare de deschide tranzacții, pentru că tranzacții este un plan mult mai complex, mai detaliat. Asta e un exemplu ca să înțelegeți sensul, pentru că asta e important conceptual să înțelegem. Deci cumpărăm în general ieftin și vindem scump. Și acum vorbim deja de riscuri, da, cum am mai spus, de alte afaceri. Adică, cum gestionăm profitul? Gestionăm profitul în felul următor. Ajunge la o rezistență. Ce înseamnă rezistență? Asta e un nivel anumit de preț, la care, de obicei, mai devreme, de un an, doi, trei sau zile în urmă, prețul a ajuns, mai sus n-a mers. În cazul dat, noi închidem până la urmă. Să zicem aici, nu știu să zic, pâine 10 lei, maxim a fost 20. Deci înseamnă că rezistența ar fi 20 de lei și 10 lei este suport. Pentru că dacă ajungem mai jos de suport, atunci în cazul dat noi trebuie să închidem tranzacția. Adică în cazul în care piața nu merge în direcția ta, ca și oricare afacere. Deci dacă ea nu merge, de exemplu, cum am spus cu Volkswagen, nu merge produsul ăsta, înseamnă că la un moment noi îl stopăm producerea și îl revizuim. Dar între timp ce facem? Închidem fabrica? Evident că nu. Deci noi ca tare producem Volkswagen Golf, Touareg, cum eu știu eu care sunt acolo. Altele, adică acele care lucrează ok. Deci în cazul în care piața se duce mai jos, aici undeva la un anumit preț este important de închis tranzacția cu minus. Aici undeva e important de închis tranzacția cu plus. Adică dacă pâinea, să zicem, se ieftinește mai jos de 10 lei, înseamnă că, de exemplu, la 9, la 8, pe la 8 ar trebui de închis tranzacția. De asta, chiar dacă nu e cumpărată, ea va ajunge înapoi. Cu siguranță va ajunge și la 10 și la 15. Întrebarea e când. Și până atunci pâinea asta nu se strică. De asta e important să o închidem aici, la 8, și probabil deja să vindem produsul ăsta, ca să facem bani pe mișcare de preț în jos. Deci, înseamnă că în cazul în care noi cumpărăm aici bani la suport, asta e regulă, închidem tranzacția aici sub rezistență,
sau în cazul în care tranzacția merge în jos, aici, sub suport. Deci așa, două variante sunt. Cel mai interesant că aceste două variante pot fi manual efectuate, dar infrastructural ce e ușor, sunt și în programele specializate în trading, sunt anumite ordine, adică comenzi. Și închiderile acestea pot fi efectuate nu manual, dar doar să fie dat prețul și le va închide însăși brokerul. Adică, bine, brokerul sau banca, adică cel ce începe pe piață. De fapt, e brokerul. Înseamnă că se primește așa. De exemplu, dacă asta, ca sens ar fi, să vă spuneți că este undeva la o piață, cineva și noi am cumpărat, să zic, să iau un alt exemplu, am cumpărat mere cu 10 lei, să presupunem că ele se mișcă un preț foarte des, foarte activ. Și așteptăm la 20 să ajungă, asta e nivelul de rezistență. Dar noi nu vrem să stăm alături în piață întotdeauna. Datorită ăsta e fapt, noi spunem, adică avem un angajat care va executa comanda noastră. Deci noi spunem, uite, la prețul de 18 lei, vinde. Și dau două prețuri, 18 și 8. Adică la care ajunge mai repede, la cealaltă vinzi. Și în cazul dat, se eliberează foarte mult timp. Pentru că comisionul care se plătește în timpul deschiderii tranzacției, intră și acest tip de comenzi, adică nu este plătit adăugător. Și el îndeplinește comanda care noi îi dăm. Deci noi am cumpărat aici, să zicem la 10 lei, dar să dăm ordin că la 18, pentru că și 20 de euro, da? La 18 se închide tranzacția și la 8 tot se închide, adică ori. El oricum va ajunge prețul, ori încol, ori încol. În cazul dat, noi ne-am luat de grijă. Și deja e simplu. Comenzile acestea se numesc. Deci asta se numește stop loss, da? Deci scrie stop loss. Asta ca minimizarea riscului sau pierderii. Și aceasta se numește take profit. Adică luăm profitul. Se înseamnă ca pe azăl. Având în vedere ce am vorbit până acum, puțin mai devreme, deci este important ca să înțelegem că asta e profitul și asta e riscul care ne-l asumăm. Și pentru o gestionare mai eficientă, e important să înțelegem o anumită rată între take profit și stop loss. Probabil e evident pentru majoritatea că take profitul trebuie să fie mai mare ca stop loss-ul. Da? De ce? Pentru că dacă e invers, nu e conceptual mai corect. Adică să primești că noi suntem gata să plătim mai mult decât să obțin, ceea ce nu e corect. O afacere presupune din contra mulțirea resurselor, nu micșorarilor. Adică take profitul, noi trebuie să fim gata să câștigăm mai mult decât să pierdem. Și în cazul dat, deja una din reguli e aranjată. Și de pas cu pas noi pușa să ajungem la calcul. La practică, evident, asta se vede mult mai bine, că asta simți. Fiecare om care s-a dus la un schimb valutar și a schimbat, foarte bine a înțeles când s-a schimbat 5 sau 10 bănuți în sus ori în jos profitul, mai ales când e vorba de sume mai mari. Aici, pe desen, poate să fie nu chiar apoi de simplu, dar teoretic e destul de ok să înțelegeți conceptul. Și care e? Deci, cât trebuie să fie pe profitul mai mare ca stop loss-ul? În mod cărți spune că de la 3 în sus, adică 3 la 1 minim cât trebuie să fie pe profit față de stop loss. Eu aș fi de acord, bine, și cu 3 la 1, și cu 4, și cu 5, și cu 100 la 1, numai că asta tot e poveste. În realitate, în piață nu se întâmplă așa. Deci, noi nu vorbim despre un milion peste noapte, noi vorbim despre un anumit procent de profit care poate fi de la 5 până la 10 pe lună. Deci, aici noi nu vorbim despre pule ciudesc, despre fantastică, da? Este foarte simplu. Deci, trebuie, poți să duc patru luni, problema e că așa e că nu o să ajungi. El este aici undeva și nu va ajunge. Și în final, nu ghid cu minus. Sau, cam, tot nu e deschis. De asta 3 la 1 e foarte bun, dar nu e atât de des vreme de vreme. Dar da, e ok. 2 la 1 e ok? Desigur că e ok. Mai mare, mai mare. 1 jumate la 1. Tot e ok. Pentru că tot e mai mare.
La 1 la 1, probabil aici de mă fi o întrebare. E ok sau nu? Deci, în realitate, tot e ok. De ce? Pentru că important e, în cel mai rău caz, dacă nu facem bani, măcar să nu pierdem. Deci, conceptual. De asta ar fi take profit-ul mai mare sau egal, asta e bun. Evident, asta e cel mai rău caz și nu trebuie de des să întâlnim, pentru că asta e o anumită siguranță. Acum noi deja o să calculăm chestia asta, de unde se iau cifrele astea și de ce nu ies unul așa de bine, dacă folosim așa o rată. Deci, tot se precizează în calcul, da? Contabilitatea, să zicem, contabilitatea și calculul nu amăgează, matematica nu poate amăgează. Încă o dată mă întorc la tema cât e de importantă și disciplina. Pentru că dacă aș lua un trader, bine, asta e în ghilimele, eu nu-i trader dacă e așa o situație, dar totuși, un trader sau o încercare de a deveni trader care nu cunoaște, adică eu am vedere, nu este expert, nu are cunoștințe deloc în trading, dar merge după anumite discipline, da? Și se presupune că are 5 tranzacții în plus și 5 în minus. De ce 5 în plus și 5 în minus? Pentru că persoana care nu are cunoștințe, în general, bine, poate nu din 10, dar dintr-o mie sau dintr-o anumită mulțime de tranzacții ar fi 50 sau 50. Îți duci prețul sus sau în jos, 50 sau 50. Asta nu sunt, adică este o deosebire față de aparate de joc, de noroc sau chestii de genul, acolo unde e sertat. Ce nu ai lege, trebuie să le ieși 7 ca să iei 3 sau 8 să le ieși ca să iei 2. Și asta e simplu piață și nimeni nu va mișca piața împotriva. De exemplu, dacă mâine vor crește roșiile la piață 50 sau 50, ori vor crește, ori nu, și nimeni nu le va mișca în preț datorită la chestia asta sau împotriva la ceea ce am spus eu acum. La fel asta se întâmplă și pe piață. Adică va crește euro, va crește acțiunea companiei cu tare. Deci 50 la 50, în cazul în care noi nu avem anumiți factori de a prognoza. Referitor de factori și de analize, noi tot am vorbit, dar la practică, evident, veți vedea mai detaliat. Și se presupune că e 50 la 50. Și, bine, luăm mai simplu. 5 în plus și 5 în minus. Evident, asta e un rezultat negativ. Dar, dacă se folosește de o disciplină anumită și pune, să zicem, nu 3 la 1, nu care mai era acolo, 2 la 1, dar chiar și 1 jumătate la 1, take profit față de stop loss, asta ar fi la noi 5 tranzacții și take profit, adică profitul pe ei, profitul mediu, presupunem că în jur la 50 de puncte și 5 tranzacții cu minus, presupunem că stop loss-ul e 40 de puncte. Apropo, aici nici nu 1 întreg și 5 la 1, dacă am 1 întreg și cât și 25 la 1. Adică e foarte mic, pentru că să fie 60 la 40 și atunci avea să fie 1 jumătate la 1. Un dublu, un dublu, un dublu care era 80. În fine, s-au luat, înțelegi. Și cât ne iasă nouă în cazul dat? Deci 50 de puncte, 5 tranzacții în profit, asta sunt 250 de puncte profit. Și aici 200 de puncte minus. Deci, diferența ar fi de 50 de puncte. 50 de puncte cu un lot, asta sunt aproximativ 500 de dolari. Dacă este profitul, în cazul în care se folosește disciplina asta. Și acum vorbim de 5 tranzacții. 5-5, asta înseamnă zile lucrătoare minus 20. Asta ar fi o tranzacție în 2 zile. Și tranzacția durează plus minus în jurul la 4-5 ori. Până o zi, depinde de grafic. Dar aproximativ acum asta. La un alt caz, când cât de cât traderul prognozează, adică pun 6 pozitive, 4 negative. Aș putea spune chiar și 5 negative, dar asta chiar că e rezultat. Pe lângă asta, 6 la 4 tot nu e rezultat strălucit. 7 la 3 poți fi, 8 la 2, dar chiar 6 la 4, după un rezultat așa mediu, începător. Cât de cât înțelegi în ce direcție îți duci piața, o leacă mai mult decât 5 la 5. Și condiția, să zicem, te-ai prost și tot posul, se egale. Da, deci 50 de puncte și înseamnă 50. În cazul ăsta tot ești în loc profit. Deci ieșim aici la 300 de puncte plus și aici la 200 de puncte minus. Ceea ce în final e 100 de puncte plus. Ceea ce aproximativ la un lot doar 1000 de dolari. Nici aici nu e rezultat strălucit și nici aici.
Dar ambele bazate pe o anumită disciplină, pe o anumită exactitate, pe ceva tare, ies la anumiți bani. Dacă am combinat chestia asta, cât de cât îți prognozăm, și o leacă în corectate, e prost și topos, că am spus asta în cel mai rău caz, unul la unul. Dar dacă le-am unii așa, probabil că reșit deja altceva, mult mai bun, 6 la 5 ar fi 300 plus de puncte, 4 la 4, 160 de puncte minus. Ceea ce 140 plus puncte. $1,400 de exemplu. La un lot, evident. Ce înseamnă un lot, țineți minte, asta e o cutie. Poate să fie 2 cutii, 5, 10, 100 și așa mai departe și deja aici cred că e matematică încă mai simplu, da, din mulță. Regula asta e foarte simplă și nu știu de ce mulți nu vorbesc. Dacă nu e bazat pe regula asta, în practică veți vedea anume detaliat de ce asta e important și cum asta se răsfrânge asupra buzunarului în final. Buzunarul afacerii care e și buzunarul tău până într-un capăt. Și disciplina asta contravine cu anumiți, bine, anumiți factori care de obicei în ziua, în viața de zi cu zi pe noi ne ajută. Da? De exemplu, speranța ajută, da? În viață să te dezvolți probabil, să nu-ți pară rău, să te gândești tot la viitor, la bine și așa mai departe. Locomia nu prea cred și frica. Bine, câteodată și locomia, câteodată și frica te ajută. Deci în trading, asta e minus, în general în afaceri. Pentru că asta e vorba de matematică, aici nu este vorba de emoții. Și aceste trei lucruri, ele încurcă, da? Anume, speranța, locomia și frica. Cum anume încurcă, acum să analizăm un exemplu, puteți să vă scrieți cum nu trebuie de făcut. Cum nu trebuie de făcut? Vom analiza trei situații. Prima situație. Avem un nivel, avem a doua. De aici cumpărăm. Take profit ar fi trebuit să fie aici. Să presupunem că distanța asta e 100 de puncte și take profit ar fi undeva 80 de puncte. $800 cu vor. Prețul se mișcă sus, traderul cumpără aici. Prețul notează pe lună, se mișcă sus, în jos și noi vedem. Deodată când se schimbă tranzacția, minus 20, minus $30, depinde cât de spre. Plus $10, minus 20, plus 10, plus 30, plus 50, adică el oscilează în continuu. Și pas cu pas, peste câteva ore, de exemplu, el ajunge aici, aproape ajunge, el e aici cu el. Și traderul se uită, ce de frumos crește. Aici sunt $800, da, profit. El are, să zicem aici, vreo 650-700, da. Și așa de frumos crește, frumos în sus. Și ieși în ieși cu take profit-ul ăsta, mai stă să-l ridic mai sus, aici am să fie 100 de puncte, adică 1000 de dolari. Să rotunjesc. Asta se ridică și aici pas cu pas, când prețul se ridică, trader-ul, sau în general poate să fac take profit sau să tot să-l miști iar mai sus și tot așa, pentru că locomie nu are limit. Și prețul ajunge până aici și se duce înapoi. Și nu se închide cu asta când s-a așteptat trader-ul, dar putea să se închide cu ăștia 80. Și în final ajunge înapoi din usul pornit și el închide din 0. Adică nici nu profit și nici nu pierde. Și cazul de astea, la prima vedere, e logic, e și normal, îți ajunge și 800. Dar în momentul în care asta tot se mișcă, deci după, de asta și este disciplină, sunt anumite reguli. Dacă el e pus aici, înseamnă că aici trebuie să fie. Ori sunt unii traderi în general, dacă nu îl pui, dar unul se ducă. La infinit, oricum el o să se întoarcă înapoi. De asta și, cum am spus, exemplul este legat de locomie. Nu scoate mișcate profitul după ce s-a pornit tranzacția, după ce a deschis tranzacția. Până a deschis tranzacția, traderul gândește foarte bine, el încă nu e tranzacție. Știți vorba ce e? Cum pot sfătui foarte ușor pe șal de lături. Dacă ne mirești pune situația asta, o lecție că e mai complicat, pentru că ești în interior. Dacă traderul când analizează, că asta știi foarte bine, dacă nu deschide, important e să nu încalci regula asta, adică să nu mai modifici. Și atunci e tot ok. Asta e vorba de locomie, de asta am spus locomie o soare. A doilea exemplu. Deschide bani de aici, aici trebuie să fii stop loss, undeva pe aici.
Dar eu, să zicem, asta e în jurul 30-40, de exemplu, de punct. $400, dar el îți gândește, prețul așa puțin se mișcă în jos, dar cum și închidești manual? Poți închidești și manual? Sau mișcă bine, da, și închidești. Ca să iasă, într-adevăr, take profit-ul, e 3, 4, 5 la 1 față de stop loss. Și la ce ajunge? Prețul oscilează și el foarte des atinge stop loss-ul ăsta. Și se atinge odată 10 puncte minus, a doua oară 10 puncte minus, a treia oară, dar de fiecare dată, de exemplu, sunt și în sus. În loc să iei 80 de puncte, iei minus 10 sau minus 20 de puncte odată, de 2, de 3, de 4 ori și în final îți primești că pierzi pas cu pas, te mănâncă, cum piramide, câte leac, pierzi niște cărtești și te mănâncă și te mănâncă depozitul. Asta ține de fric, când ți-e fric, dar nu, că minusul este primar. Minusul ăsta depinde ca tare de un plan financiar detaliat și cât acolo el trebuie să fie, cât e riscul de la bun început stabilit. Și dacă el stabilit să fie 40, înseamnă că atâta trebuie să fie. Mai departe, alt caz, mai interesant. Odată eu atins stop loss-ul 10 puncte, 20, încă o dată 10 și trebuie să gândești, uite, eu întotdeauna văd așa de corect în direcția ce. Iar să nu folosesc deloc. Și se primește așa o situație, el deschide 10 bani și prețul duce în jos. Aici aproximativ, să zicem la minus 30 de puncte, trebuia să fie stop loss-ul. Dar el nu-l pune. Nu. Și el ajunge la 30, dar el nu ajunge direct, deodată la 30. Și el merge câte o leacă, asta te durează timp. Bai plus 10, bai minus 20 și tot așa, dar câte o leacă, câte un pic, câte un pic, cavalul. Știți cum vine apa prin Marea Britanie, este flux-reflux și aia nu vine deodată direct, vine câte o leacă. Leac, sau când iese râurile din albă, tot iese câte leac, se ridică. Deci așa, la fel, câte leac ajunge la minus 30. Și trebuie să uite minus 300 de dolari. Și să uite că minus 300 pe minus 280. Minus 310, minus 280, minus 260, nu știu, bine că ne-am închis, poate azi în sus, poate. Și el așa, poate, câte leac, încolo, poate, și ajunge și minus 600. Trebuie să gândești, da, totuși mă tind că nu-ți duci în sus. Totuși era mai bine să fixez eu așa cu minus 300. Iată că stop loss-ul sensului care, conceptual, când prețul ajunge la un anumit nivel sau la o anumită zonă, unde el de aici nu se mai duce în sus, evident trebuie să închid, n-are rost să țin, mai mic nu trebuie, dar nici mai mare. Adică dacă e aici, eu trebuie să închid pentru că el deja se duce în altă direcție și nu are rost să obțin. El a să întoarcă înapoi. Întrebarea e când și pentru ce să aștept. Cât timp pot să aștept? Cine a cumpărat petrolul cu $60 sau chiar și cu 40, cât a așteptat până a ajuns el înapoi la $40 cu barări? Acum, a așteptat 2-3 luni, puteți să aștept. Puteți să închidă și să vândă. Nu bun, de exemplu ajuns la 600 și îmi gândești, parcă e bine, nu, dar nu leac. Și tot așa se uite, parcă înapoi, se duci, parcă în sus, în jos, tot așa, plătează și ajunge la minus 100 de puncte. Asta e minus 1000 de dolari. Da? Un număr mai rotund, leac și se uite, da. 600 totuși tot era mult. 1000 de ani, parcă e mai mult. Dar 1000, într-adevăr, deja leac e mai mult. Și acum rămâne întrebarea, că dacă de aici apare o dilemă, ce mai departe? Că eu doar să mișcă în sus, în jos, în sus, în jos. Ce decizii poate să fie luat? Prima decizie care poate fi luată, asta e să iei și să fixezi $1000. Adică închizi tranzacția, manual, ce e fixat. De n-a să mărească, n-a să mășoreze, atâta tot. Ți-ai luat o lecție, asupra care e plătit-o și ai înțeles lecția pe viitor. Adică da. O lecție mai bună poate costi bani. Și asta nu e atât de rău, bine, zice plus minus. Primul caz. Al doilea caz poate fi mai rău.
Pentru că tu poți închide și să aștepți ce se întâmplă mai departe. Și mai departe, să ducă mai departe, în jos, fie 1500 de dolari, 2000 și așa mai departe. Și mulți nu-i ajungă bani pe cont ca să acopere asta. Și în general se închide afacerea, se închide contul, se meargă în minus totalmente. Cum a făcut, de exemplu, Nick Leeson cândva în 94-99. Mă spus, cea mai bătrână bancă, cea mai veche bancă a Angliei, Barings, a fost bancrotizată, că tot datorită la aceea piața merge într-o direcție, dar traderul nu e luții, nu merge împotrivit, așa gata. M-a spus, trend is your friend, mergem în direcție trend. Și e că dacă era o anumită regulă asta, că trebuie să închidem aici, minimizăm riscul. Asta e foarte important, așa și trebuie să ne facem. Deci asta e rău, este cel mai rău caz, pentru că ce poate fi cel mai rău pentru un șofer? Să rămâi fără automobil. Și la fel pentru un trader, să rămâi fără resurse de tranzacționare. Și al treilea caz, bine, este să zicem că mai curând, totuși el stă, stă, așteaptă și piața câteleac se întoarce și se duce în sus. Și așa e posibil. Și ajunge și el închide aici cu zero, tot acolo de unde deschis o tranzacție, deci nu are niciun plus. Sau dacă îmi ajung nerv, încă o las și o închid într-adevăr în plus. Evident, cazul este cel mai plăcut, cel mai asta, cel mai profit, mai interesant. Dar cazul ăsta ține deja de noroc. Da, businessul bun, profitabil, eficient, stabil, el nu prea ține de noroc, el ține de matematică. De asta nu trebuie de bazat pe asta că se va întâmpla așa. Îți puteți de închis aici, adică și de deschis un sell, de exemplu, și de făcut bani. Sau de pus stop-loss și eu închid tranzacția simplă. El nu gândește. Ați duc înapoi în sus, urna să se ducă, da? El de ce este ordin. Și el e obligat brokerul să-l îndeplinească și el închide tranzacția acolo unde s-a pus. Și dinainte de a deschide tranzacția, noi înțelegem cât pot risca în tranzacția cu tare. Atâta. Bun. Sau nu mai aranjează atâta să risc. Prețul meu e sus și ies mai mult fotos. Înseamnă că nu deschid tranzacția. Foarte simplu. O tranzacție deschisă cu valută, asta e fixă și ești cum aș schimba din euro în dolar. Parcă nu prea clar și simplu. Schimb din euro în dolar sau nu schimb. Stai pe loc, nu schimba. Ori schimb. Îți duci în plus, îți duci în plus. Evident, sunt analize, sunt strategii cum asta, vă reieși la CF, probabilitatea de a închide profitul e mult mai mare în cazul care are plan de tranzacție, dar pe lângă asta e obligatoriu să ai și o disciplină, ca să nu, traderul pregătit nu poate să numerească în situația în care se uită și nu înțelege ce se întâmplă. De, pentru că el are răspunsul la toate întrebările înainte de a deschide tranzacție. Acesta e un businessman pregătit. La practic, chestiile astea vreau să sunt mai bine. Să evidesc pentru că ele se întâmplă în realitate, adică în prețuri reale care sunt, evident că nu cu bani, da? La început, dar în general, adică cum asta tot se duce. Și asta chestii ține de speranță. Deci astea trei lucruri care ajută desuri în viață, da? Speranța, bucuria și care? Speranța, autonomia și... Nescălitatea. Speranța, autonomia și frica. Asta este. Nu, stați spuneți. Speranța, autonomia și frica. Deci astea trei trebuie exclus în trading. Și în general în afaceri. Și în cazul dat, în oricare afaceri. În cazul dat, afacerea va merge. De asta că sunt mulți, unii, adică afaceriști, nepregătiți, care deschid o afacere doar cu gândul că ea va merge, că lui îi place afacerea. Asta nu înseamnă că ea va merge. Sunt anumite strategii. Este un plan, este un business plan. Ce este business plan? Plan de business, adică nu doar o povestioară cât de frumos și de bun business, dar anumite calcule exacte
cât investesc, cât ies, cum controlez, care este riscul, cum îl minimizez, ce fac în cazul dat, ce fac în cazul celălalt, de unde ies banii, cum apare, cum ajung la mine. Și nu doar acestea, dar toate acestea, evident, noi le vom discuta mai detaliat la practică, mult mai detaliat, pentru că, bine, să vă explic ce înseamnă practică și cum asta merge. Azi, cam asta este, ca să înțelegeți, deci totul este sub control și doar în cazul în care este sub un anumit control, o acțiune anumită poate da un rezultat așteptat. Tot nu 100%, dar deja mult mai aproape de asta, mult mai mare probabilitate, când este sub control, este coordonat și controlat. La următoarea lecție vom vorbi despre anumite tehnici. Evident că și din chestia asta se poate de ieșit și poate ieși cu profit și sunt anumite tehnici, dar ele sunt puțin mai agresive pentru trader, puțin mai experimentați. Dar câteva tehnici de astea, strategii mai agresive, la următoarea lecție ați vă explic, în câteva cuvinte și de asta va dura mai puțin, dar câteva secrete de ieșit în anumite situații care în final, evident, pot fi mixate și folosite pentru tranzacții de zi. O seară bună!